că dacă este prins, s-ar putea să avem probleme cu toții. Tu trebuie să-l ascunzi până îi schimbăm identitatea. Întrebări? Doar una. Ce se întâmplă dacă o dai în bară, s-ar putea să-ți activăm clauza de pensionare anticipată. Nu, asta era întrebarea. Poți să-l duc la club să zic că e fotbalist? Du-l unde vrei, dar nu uita ce ți-a zis soprana. Că e păcat să te pensionezi așa de tânăr. Hai mă, odată mă! Hai că dacă vine țărănuiul, păzim băncile, Matezu. Nu ziceți că asta n-ar fi o idee rea? Ne-am face și noi o relație la credite. Băncile din parc, Matescu, din parc! Gata, șefu, am terminat. Bitoc! Ia! Prin prezenta, vă rugăm respectuos să vă retrageți din poliție, că altfel veți suporta rigorile legii internopiu. Ce asta, mă? Amenințarea pe care mi-a zis o scriu. Scurtă și la obiect! Băi, ești impul... Băi! Și bunica mea de 80 de ani, din care de 20 e senilă, și-ar da seama că asta e scrisă de un polițist prost. Adică tu! Da, Matescu, trebuie să folosești limbajul lor, Matescu, limbajul internopilor, pentru că altfel își dă seama, înțelegi? Eu înțeleg, șeful, dar eu nu știu limbajul ăsta, pentru că eu nu sunt interlop. Păi ești un polițist prost, asta știu. Băi, trebuie să iei să cauți în arhive, să studiezi, să găsești cazuri similare. Șeful, dumneavoastră faceți mișto de mine? Nu, mă, boule, nu! Păi, are curaj vreun interlop să amenințe poliția, mă? Asta o fac decât judecătorii beți și neamurile politicienilor. Băi, dă-mi coace, dă-mi coace, băi. Deci nu, băi, aș când te văd așa împodmolit, nebunesc. Băi, bine că nu te-a ciuruit ăla pe tine ca să ajunge în rou în locul lui Chiorete și să devii tu șeful meu. Mă împușcam, mă. Niciodată nu-i prea târziu șeful. Matescu, mă suzați. Ce vrei să am zis? Control inopinat! Așa. Să mă asigur că nu care cumva îi faci, nu s-o fica vreo măgărie. Cum aș putea, tati, eu să-i fac ceva tocmai la mine, v-ați gândit? Eu care îi port un respect deosebit, că nu știți că eu respect? Lasă vrăjala, jepelinule, și zi de ce nu e la birou. Sică de corp. Ba e bre! Ba nu e la birou ei! Să ai sub birou tău, a? Da, aș vrea eu. N-aș vrea, că eu respect. Nu știți că eu respect. Și dacă o respect, zi unde? În vestiar, că a venit un jucător nou și îl ajută să se aranjeze. Ce aud? Ce aud? Fica! Ce auzi, bre? Da, tu și că. S-a întâmplat ceva? Asta tu să-mi spui. Ia zi, fă-i, ce dragi cauți la fotbaliști în vestiar, fă-i? Nu ți-a spus că e fustangi? Păi aranjam doar patul, că... L-aș deranjat deja? Nu, Brel, făceam că va trebui să doarm aici până-i face șeful contractul. Și când îi face mai contractul, la anul? Când o să ai plug la sân? Iba, când îi faci contractul? Stai, bre, că-s cu gura, când... În câteva zile, când se vie cartea verde, ca cu maro, e... Lasă, dracu, vrăjele, de ce nu-l cazați, bă, la hotel dacă-l vreți, a? Doamne... Nu, bre, că acolo vine... Alte cluburi și vrea să-l contacteze. Îl ținem acest fi sigur că rămâne al nostru. E, bă, dracu, de chitre nu-l cazați! Am uitat și va... Ce-ai uitat? Asta e? Da, asta e. Vai, ce mândrie se dă flacol! Băi, da, proași, sunteți, mă, să țineți un asemenea exemplar în vestiarul la puturaș! Bă, proași sunteți, mă, vreți să plece la concurență? Lasă că-l ia fata acasă, să-l cazeze în vilă și să-i ofere toate condițiile. Bre, tati, dar nu se poate! Ba, se poate, că trebuie să mă asigur că golănașul ăsta nu care cumva marchează vreun gol în poarta lui Sofica. Că nepoasta mea e de legantii! N-are voie să-mi intre retrogradată în biserică. Ce vrea, bă, tantălăule? Să-ți o sufle ăsta. Păi poate, senior. Apă, Sofica, Breda, nu pot, degeaba li l-am atacat, îmi prea știe limba. Lasă-mă că ne descurcăm noi, mă, că limbajul dragostei e universal. Ia zi, bă, mie, Giulica, te pricep să o tragi printre pisoare. Hai să mergem, hai. Hai.
venit corespondența, șefo. Foarte bine, lasă. Păi nu vă uitați peste ea? Că poate am primit ceva, sesizări, ca să-l prindem pe Garoi, că iar umblă cu violul prin cartier. Umblă cu violul, zici? Maricica, Maricica, Cica asta. Ce s-a luat șeful? Mesaje de amenințare, Matiescule. De la cine? De la unul care nu chiar așa de bâtă ca tine, Matiescule, că dacă era bâtă, nota și adresa și eventual telefonul la care îl găsim. Sunt de la Garoi. S-o fi simțit încolțit și... Garoi abia știa să-i scăli, Matiescule. Acelea e mână domn cu ceva carte. Și crezi că și știu despre cine e vorba. E cariva dacid în birou. Nu eu le-am scris, șeful, jur. Normal că nu, Matiescule, domn biridiculos. Că nu te ducea pe tine capul așa ceva. Afrodită, la ordin. M-a schemat șeful. Ai idee ce e asta, Angel? Mesaje de amenințare? Aha, deci recunoști că e opera ta. Nu eu l-am scris. Hai, lasă-mă, ești îngeraș. Ești curată, curată. Păi asta însemnează că nu te opui la o percheziciune sumară, ca-ți vedem dacă nu mai deci și alte documente. Pot să-i o fac eu, șeful? Stai jos, Matiescule, cinci. Eu fac eu. Ce e treabă serioasă! Nu fly fuster cum ești tu! Zi mai bine că ți-era poftă să mă pipăi, mândrule! Că te găsește, dragi! Gata! Păi gata, asta e toată percheziția? Da, că am zis sumară! E bine, dacă te răzgândești și vrei să-mi faci una așa ca la carte, știi tu de unde să mă iei. Pot să o fac eu dacă vrei! Tu percheziționează-te singur! Mernica joacă tare. Dar las, cu aranjez eu. Păi și Dezirica ce o să zică șeful? Hai că te găsește, draci, Matiescule. Nu l-a aranjat ăla la care te gândești, după ce am eu referință. Obsedatule. Păi ce credeai tu, matracuc? Că n-am eu act de cojocul tău? Ei bine, află că am. Și nu zici că mi-ai făcut și un mare cirvici cu amenințările astea? Mi-ai făcut? E, lasă că o să am eu o mare surpriză pentru mata. Dacă nu o să fii dracu pe sârmă, auzi? Crezut că a scris-o Afrodita. Las că nu mai e nevoie să-l facem noi să plece, că rezolvă Cutunov. Păi, dacă s-a raportat pe raza noastră, e de datoria lui să-l prindă. Dar el nu o face pentru că e preocupat să răzbune pe Afrodita. Și atunci, cine o să fie retrogradat pentru incompetență? Aud? Păi atunci să ne pregătim de ceremonia de retrogradare, șefo. Hai să facem o... Băi, aruncă asta repede. Să nu se prindă cineva că-i scrisul meu. Șeful, asta nu-i scrisă de dumneavoastră. Asta e reală. Băi, ai nebunit. Interlopii ăștia chiar se țin de amenințări. Mamă, pune-o bine, că dacă nu vede, îl iau ăștia ca din oală. Fii atent, dacă nici acum, când avem două șanse să scăpăm de el, nu scăpăm? Sau că nu scăpăm niciodată? Cum zice francezul? Never! Never ever! Bună seara, doamnelor și domnilor! În această seară vă vom dezvălui un caz senzațional, în direct, și sunt convins că și în reluare! Lumea interlopă a început să amenințe până și poliția. Și dacă nu mă credeți, iată dovada. Iată dovada. Să știți că pe ambele foi sunt amenințări cu moartea și sunt adresate acestui brav polițist aflat în studioul meu.
Dacă însă și un apărător al legii este în pericol, vă dați seama în ce situație suntem noi, simpli cetățeni. Așadar, propun autorităților să declare stare de necesitate. Spuneți, domnul Chiorete, să știe populația. Ce? Care? Hai, spune! Vă sparg să moară calul! Spune să ce știe să... populația! Să știe populația! Ce? De amenințările care... Care? Ce amenințări? Ce amenințări, mă? Cu lumea interlopă! Ha, care... cu lumea care a venit... Da, da, da. Păi, ce nu a informat populația că poliția poate face față? Cetățenii să șadă liniștiți la ei în casă! Câți mai interlopi așa de mâna a doua, a treia, dar situația va fi ca și rezolvată în maxim două, trei zile. În două, trei zile? Păi câți? În două, trei zile, dar este suficient pentru că în timpul ăsta ei ar putea face multe atrocități pe străzile Bucureștiului. Dragi prieteni, sunt las la numărul afișat pe ecran și spuneți-vă părerea. Credeți că poliția va face față valului de infracționalități sau nu? Noi vom sta aici toată noaptea să aflăm opiniile dumneavoastră. Servim patria! Da? Alo? Da! Domnul Pupăză Show? Da! Păi, în primul rând m-ar interesa dacă apa e rece, să știm dacă facem față la valuri sau intrăm în apa au ba. Domne, dumneavoastră a sunat pentru amenințarea infractorilor? A, nu, credeam că e vorba de un concediu la mare, dar m-ar interesa perioada, să nu fie apa rece. Să vă fie rușine! Închideți! Mai tâmpiți, mă, mai tâmpiți sună. Păi dacă a crezut că sunt de la Afrodita amenințările, ce a căutat la TV? O fi primit și unele reale, cum am primit și noi. Șeful mie deja mi s-a făcut frică. Ce facem? Ce să facem? Sărbătorim! Păi sigur o să-l bazilească ea! Hai, spide după șampanie, repede! Ce sărbătorim? Pe șeful! Păi tu nu l-ai văzut aseară la televizor? Cum a fost? Demn, fără frică! Un adevărat polițist! Se zice prin secție că o să-l avanseze undeva sus, sus de tot! Șeful! A scăpat? Fără să dați un milion de autografe, că ați fost mirific aseară! Fați râs, mă? Ce pare acum, madam? Și mie mi-a plăcut. Intransigentule, nu vrei să continui percheziția aceea corporală pe care am început-o ieri? Ok, deci ți-ai schimbat tactica, viperă. Hai că dacă avansezi, cine știe când ne mai vedem? Sau vrei să mă iei cu tine? Idiot, cretin ce ești! Uite, uite, uite! Acum o să creadă că-l avansează! Ți-ar trebui ție să zici treaba asta! Și eu m-am referit că-l avansează la ce? Păi da, n-am înțeles! Ei, acum ce facem? Că îi sare în brațe, a? Știu, o anunțăm pe Dezirica, că știți cât e de geloasă! Are în stare să facă moarte de om dacă o înșală! Și uite, așa avem o șansă din trei să scăpăm de el! Bine, dar dacă nu ne crede? Îi arătam dovada! Camera de supraveghere, șeful! Du-te și scoate-ți eu! Te duci, mă? La Dezirica? Da. Păi nu vii la mine în emisiune? Nu-ți pupăză, de ce-ți mai merg? Păi cum de ce să mergi? Că așteaptă audiența să vadă cum te lupți tu cu interlopii, cu amenințările. Pupăză, păi astea le-a scris amețită de Afrodita ca să mă timoreze. Eu am venit la tine emisiune doar așa, ca să râzi de planul ei meșchin. Da, da, hai să mai râde și seara asta, să fie veselie. Ajunge pupăză, că prea mult râs îngrașă. Și în plus de toate, eu sunt Dita Maiorgheanu, mă, eu am o prestanță, o aroganță, eu n-am timp să umblu, bă, pe la emisiuni TV ca toți precangii și ca toate fufele și panaramele după pământul ăsta. Să-ți fie... Hai, mămica, ce surpriză! Da, parcă trebuia eu să viu la tine, nu? A, te lasă Afrodita? Păi, ce treabă are Afrodita cu mine? Păi poate vrea să continuați ce ați început la secție. Ce am început, mămica? Uite, asta. Păi azi, nu e ceea ce pare, mămica. Asta e o făcătură de doi lei, nu e, mămica. Nu e.
Acu vii că nu mai e nicio întâlnire. Nu! Picu, nu! Nu! Lasă. Lasă că te fac eu să vii. Ia uite aici. Operă de artă. O vezi? Ia uite și la ăsta. Capul de bord. Ai văzut? Ale mele sunt de 10 ori mai credibile decât ale lui fraierul de Chiorete. Vezi, mă, cum face rost tăticul tău de subiect incendiar în fiecare seară. Uită-te bine la mine, bă, că trebuie să fur meserie, că mâine, poi mine te las în locul meu și trebuie să faci față, că nu-i ușor cu 2-3 secretare. Bine, deocamdată n-am niciuna, dar mă rog. Taci. Eu? Semnul exclamării. Ia cât așa. Deci vrei război? Război o să ai matracuc. Și acum partea a doua a planului. Doamnelor și domnilor, să nu credeți că atacul interlopilor a încetat. Nici vorbă. Ei continuă să trimită amenințări la adresa șefului poliției, dar la redacția noastră. Iată-le! Iată-le! Sunt o adevărată operă de artă. Uitați ce cap de mort frumos! Vă dați seama că cel care le-a făcut e un adevărat artist. E un adevărat vernisaj ce-am eu aici în fața ochilor. De-aia nici l-am adus pe domnul Chiorete ca să nu... Adică nu l-am adus pe domnul Chiorete în studio ca să-l protejăm. Noi însă vom continua emisia împotriva tuturor riscurilor ca o adevărată televiziune justițiară. Trăiască dreptatea! Trăiască libertatea! Trăiască fraternitatea! Trăiască pupăză! Pupăză și un președinte! Votați-l pe mine, mă! Băi, ești nebun? Păi interlopii ăștia chiar ne amenință? Păi ce credeți dumneavoastră, șeful, că-i glumă? Credeți că le-a scris Afrodita? Asta însemnează că trebuie să-mi iau niște măsuri de precauție. Corect! Eu zic să vă retrageți undeva la țară, șef. O vreme! Nu-i nevoie, Matiescule, o să mă retrag în vilă. Și voi o să mă păziți 24 de ore din 24. Hai! Echiparea cu tot armamentul din dotare și veniți oncoa cu mine! Șeful, șeful, nu e bine! Că sare baba pe noi! Are... No! Nu trebuie să vă bag în casă! O să mă păziți stând la ușe! Aoleu, șeful! Că la ușe suntem expuși! Suntem în fața gloanțelor interlope! Lasă-mă, Matiescule, că nu pe tine vrea să te împuși, te-ai mă! Pe mine, eu sunt vizatul! Ia, dar oarșcum, luați-vă vestele antiglonți pe voi pentru orice eventualitate! Că eu mă duc și mă iau! Hai, pregătirea și ne vedem la mașină! Numai din cauza ta, idiotule! Măsulați! Că dacă lăsam amenințările cum le-am făcut prima dată oficiale, nu le mai dădeam idei interlopilor. Așa o să ne termine pe noi înaintea lui. Ok, ok, o să intrăm în casă! Dar tu o rezolvi pe babă primul. Dar de ce eu primul? Dumneavoastră, că dumneavoastră sunteți superiorul. Păi tocmai de-aia e ordin, da! Atunci rămân afară, că dacă mă împușcă și pe mine ca pe Chiorete, ajung și eu superior, dar nu ca dumneavoastră, tot ca el. Bă, chiar, dacă te lași împușcat, intenționat, bă, de strâng de gât, bă! Stai, șeful, ceva ți-e nervat așa, ce... Eu te-l cer. Scuza-mă. Stai, uite, tu așa aștie, acelica, așa ca bielzerul, ha? Ia, rijeamă-te. Mai sus, așa, mai sus, și s-a pregătit baba niște fructe ca să te simți ca la tine acasă. Ia, crapă în tine, ha? Uite, așa. Ha? Cum e? La mine, la Rasia, n-e portocal, e frig? Ce frig ai? Păi lasă că te încălzește baba, că dacă când aștept.
Alo, mamușca! Mamușca, ce cuvânt frumos! Mi-a zis mamușca! Marmușca, de unde mai mușca, bă? Stai, bre! Stai, dacă vrei! Alo! Mamușca! Ce bapalu șoie! Știi cum? Mamușca! Variați, răpți, atenție la mine! Trăgeați-mi tot ce mișcă, fără somație, că cu interlopii ăștia nu-i te joacă! Ăștia atacă fulgerător și parșivește și ucide tot ce mișcă cu sânge rece! Păi, e clar? Așa! Fiți dârși, mă! Atențiune! S-a înțeles? Succes! Da! Praf sunteți, mă! Ce-i asta? M-a cubuit! Stai, Arcile, nu te teme! Uite, mamușca! Nu așa-i tinde, Arcile, niciun impresar ca să-l violezi! Dă-te, mamușca, stai, Arcile! Ce-i asta-l bă? Fuge! Fiți ar cluba, dracu, să-ți fie! Adică eu te omenesc și tu-ți bagi loc de mine, ai? Mă tratez ca pe pufarețele alea pe care le întinzi tu până discoteci. E de nu ce-i fac eu botul cât vuvuzela? Să nu-mi zici tu mie, frosa! Ce? Ce s-a întâmplat? Ne-au atacat, șeful! Ne-au atacat, dar i-a respins! Te-am respins eroic! Ce-ați respins? Bravo, mă! Dârjii mei, soldații mei, vulturii mei! Așa, mă, mai bine să trăgem preventiv, mă, decât să iasă un măcel. Foarte bine! Hai! Vigilență maximă! Idiotule! Dacă mă nimerai! Ce vrei tu, mă? Ce vrei tu, de fapt? Să mă elimini pe mine ca să rămâi singur la avansare, nu? Iată, stai în pașie! Ce place? Păi eu cu ce mai mă apăr? Lasă, că dacă tot vrei să avansezi, nu-ți mai trebuie să te apăr. Uite, scot eu gloațele acum. Așa. Dacă șefule trage! Ce să trag, Gloria? Stai! E până asta! Nu, păi ce facem acum, că ne-au copleșit? Stai prez, stai, că ritmul ăsta ne avansează pe amândoi. Dar post-mortem. Și ce facem? Ce să facem? Să contraatacăm. Așa. Că atacul e cea mai bună apărare. Foarte bine. Auzi, vine altul, vine altul. De unde? Pregătește. Da, l-a pus jos. Ne-au arăt, iau-te-l. E baba. Ce s-a mai întâmplat? Ce se întâmplă, șeful? Ne-au atacat cu miile! Vă dați seama dacă au răpus-o pe babă ce-a fost aici? Rovine, Posada, Călugăreni, Podunalt! 10 am avut la geografie asta. Termină, dracu, că nu te trimit la olimpiadă! Resuscitat-o repede! Să lucrează că am pornit-o noi! Noi? Păi, dar cine va tiescule, că voi stați în exercițiu funcțiunii? Eu sunt afara programului, de! Se revine! Unde sunt? La poștă? Nici într-un caz, bre, ești în curtea vinei aici la București. Te-a pornit niște interlopi, ești bine? Dar de ce dracu m-a polit, a? Păi, a crezut că dai o mână de ajutor poliției într-un caz foarte grav și te-a considerat inamică. Să vezi tu ce inamicii considerează acum acolo. Dar puțin cel mai se juca cu așa, mă doare capul, frate. Da. A venit corespondența? Poftiți! Păi și ce nu dai nouă? Du-te la șeful de secție cu ea! Păi e pe numele dumneavoastră! Ia! Băi, ești nebun? Ăștia acum ne amenință nominal? Mersi, Doamne! Tu știi de la cine ai scris, Orica? De la Afrodita îmi dă întâlnire în pivniță diseară! Și mie! Adică numai mie îmi dă! Ba, mie îmi dă! Ia! Matescu?
De seară ești de noapte, e ordin. Da? Da. E bine, păi atunci o să rămâi și mata cu mine, că s-a blocat ușa. Băi, de cheia am coace, de cheia am coace. Nu mai am. Mă, tu ești nebun, scoate cheia. Nu! Mă, chiar uite, tu ai nebunit, de ce m-ai adus aici? Las că să vezi, și după aia mai îmi spui dacă e supărat o bă, hai da. Iete, na. Ai venit, turule. Hai! Dai, muiere, ceță, că de-aia am venit mai acasă, că... Da, unde săi, Nanții? Aha, deci de-asta m-ai chemat aici, ca să facem un grup, nu? Mă, e bună ideea, doar că mie nu-mi place grupul ăsta și o să-mi caut altul. Nu, stai, mă, că e o curcătură! Mă, am și un talent la încurcături! Da, dracu să fii! Un grup? Bă, ăsta e mai pervers decât credeam. Nu eu l-am dus în vilă jur și nu eu am chemat poliția! Eee, dar șini, mă, șini! Că doar tu știi ai șini sunt! Câini așa ești! Deci continui să ne faci probleme, baroase, da? Noi ți-l dăm pe mână pe fratele Putinov și tu-l dai pe mâna poliției. Nu eu! A intervenit o babă nebună și l-a răpit! Păi normal! Dacă te învârți printre nebuni, încep să tragă la tine! Acele erați cocoșeilor! Ia să aud! Care dintre voi e sinucigașul care s-a permis luxul să mă pălească în creier la mine în curte? Asta-i baba! Baroase, deci tu ai buzai ca să nu-ți mai încurc ploile cu Teodora? Bine, bă, vă omor, vă omor pe toți, mă apăt! Ei, mamușca! Ce-a avut, mamușca? Ce cuvânt frumos! Frumoșelule, tu ești acela! Pe tine n-aș te omor, mă! Cu tine o să termin ce-am început în viele! Ia nu mai încoace, măi! Băi, cica! Ia strângeți tu jucările și mă-ți la mă, dacă n-am chef să intru la acoperirea minore! N-o să-mi copii! Ce-a mai? Ce-a mai? E închisă! Auzi, deschideți că vreau să fac sex cu amândoi. Și nu pe rând, ci deodată. În grup o facem. Scoate imediat cheia, că n-am făcut-o niciodată cu o regresă. Dacă ratezi ocazia asta, te sping. Deci vă fac greață. E nicio problemă. Am să-mi găsesc alt grup. Eu nu faci greață. Eu vreau sex cu tine, vreau. Iotule, ce mi-ai spus, Iotule? Deci așa, mă, măcarilor. Vreau să face sex cu iubitica mea? Șeful, noi am crezut că sunteți de acord dacă dânsa a zis că vrea în grup. Sunt de acord, Popăneț, dar nu cu sexul, mă, ci cu bătaia. Au, ne atacă! Ești nebun! Eu ce față de dură am de sară ăștia ca tâmpiții! Ia, Bărăzian! Ia uite-te pe la ăștia! Ia să-mi spui care dintre vârlavii ăștia patru și-a permis să mă pălească la mine în curte, hai! Păi, tu te... Nu știu, tătișor, că n-am fost de față. Ah, nu știu. Bă, băieți, atunci o să vă bat bătoși, bă! Nu. Știi ce? Pentru că suntem în sediul poliției și nu prea vreau să mă trezești cu reclamații că v-am făcut cine știe ce vânate, nu vă mai bat, mă. Vă violez! Deci unde rămăsasem cu discuția? Voi vrea să faceți sex cu iubitica mea? Nu, șeful. Nu? Păi, pentru așa ceva trebuie să fiți cuceritori, mă, adică niște adevărați Don Juan, mă. Mă, trebuie să o dați pe spate. Trebuie să-i cântați serenade. Voi știți a cânta serenade? Nu știm ce vreau. Nu e problemă, nu vă bateți capul, că vă învață băiatul a cânta serenade. Ia uzi, la cucara, la cucara.
Eu nu puedo caminar. Tarte! Ce nu mai dat? Că eu n-am vrut să fac nimic cu ea. Chiar mi-a strâmit greața. Ați auzit doar. Mătiescule, adică iubitica mea e grețoasă. La cucara. La cucara. Jefu! Eu nu puedo caminar. La cucara. Jefu, n-am vrut să zic asta. La cucara. Jefu! Taci că te găsește, dragi. Și altă dată să mă anunț când vrei să muți jucătorii, da? Ce, Părușel? Îți pare rău că ai fugit de mine? Nu, tanti, dar ți-am găsit un fotbalist de 10 ori mai dotat decât ăla. Dar să nu-l deslegi, că îi place așa, e Sadomaso. Sadomaso! Vreau! Hai, mă, odată, mă, hai! Că dacă vine țărănoi, o păzim băncile! Nu ziceți că nu-i ideea, șef? Da! Domn Biridiculos, Matiescule, normal că nu, că nu tăcea capul pe tine la așa ceva! Matiescu, mă aplodim? Dragi prieteni! Sunați la numărul afișat pe ecran și spuneți-vă părerea. Credeți că poliția va face valuri? Toată vara! Ajunge, pupăză, că prea mult râs în ștrică. Și în plus... în ștrică, în grajă. Nici vorbă! Ei continuă să trimită amenințări la adresa șefului poliției, dar la de... Lai, 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 lai... Că s-a blocat ușa! Ce faci acolo? De cine am cace? Nu mai am! Mă, tu ești normal? S-a deschis ușa? Acțiune! Ce oră te-ai nebunit? Bună, Liviu! Colegul nostru, Liv! Vrei să joci?